300 de profesori buzoieni din tot județul au participat ieri la un meeting de protest alături de alte mii de colegi din toată țara. Al doilea județ după Ploieștiu, care a prezentat un număr relativ important de membri de sindicat la această acțiune, marșul de protest, știam că problemele noastre nu vor fi rezolvate ieri, mai mult decât atât, în afară de o delegație care a discutat cu consilierul pe probleme de educație al domnului președinte Iohannis, nu s-a putut discuta cu altcineva, prin urmare nu speram prea multe. Prin acel marș, profesorii au ținut să atragă atenția asupra problemelor lor și mai ales să-i convingă pe guvernanți că pot fi mai mulți pe stradă dacă situația o impune. Cele mai pregnante revendicări ale sindicaliștilor din învățământul preuniversitar se referă la procentul din PIB acordat educației și la ordonanța care a mărit și mai mult discrepanțele salariale. Cel puțin pentru Buzău sunt pe cale să explodeze, pentru că, așa cum am mai spus, noi am făcut un referendum cu privire la boicotarea sfârșitului de an școlar, boicotare pe care am propus-o la nivel național, am depus ieri și tabelele care ne-au fost înmânate până ieri, peste jumătate din școlile din județul Buzău. Peste 95% din opțiuni sunt pentru boicotarea sfârșitului de an școlar. Liceenii de clasa a 12 au trecut peste acest hop pentru că au încheiat anul școlar, iar bacalaureatul nu va fi boicotat la Buzău. Rămâne în stare de incertitudine încheierea situației școlare pentru ceilalți elevi buzoieni din preuniversitar. La acest moment, speranța cadrelor didactice a rămas la profesorul suprem, președintele Klaus Iohannis, de la care se așteaptă o reacție favorabilă, mai ales că, dinspre guvern, nu se prevestește nimic bun. Negocierile vor continua în zilele următoare, atât la președinție cât și la guvern.